Salut prieteni, bine ați venit la VideoTutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum puteți să vă micșorați fișierele video astfel încât să ocupe mai puțin spațiu pe disc sau unde le salvați voi. Mă refer la fișierele video pe care le-a strâns în ani de zile. Aveți filmări cu telefonul, filmări cu camere și așa mai departe. E, în ziua de astăzi, folosind un codec modern, cum este H265, putem reduce foarte mult dimensiunea fișierelor video fără să renunțăm la calitate. Deci, calitatea nu se pierde deloc. Nu e ca și cum am tăiat din bitrate și după aia se vede urât imaginea. Nu, pierderea calității nu va exista, deci nu vom pierde absolut nimic din calitate. Vom avea, să zicem, un mic dezavantaj, dar acest dezavantaj în scurt timp nu va mai fi o problemă. La ce mă refer? Mă refer la faptul că în momentul în care o să le vizionăm din nou, se consumă mai multă putere de procesare, ele fiind mai comprimate. Haideți să vă arăt cum facem asta. Prima oară mergem și descărcăm Handbrake. Aceasta este o aplicație gratuită cu care vom transcoda fișierele video. O să vă las linkul ca să vă duceți direct pe site-ul ăsta să descărcați. După ce descărcați, instalați aplicația Handbrake, o lansați și aici avem un fișier video. Da? Putem face în felul următor, ori băgăm un folder cu mai multe fișiere video, ori un singur fișier video. Putem să facem și cu și apăsând aici și cu drag and drop. Haideți să luăm cu drag and drop și îl punem aici. Imediat se scanează fișierul video, vedem că avem și un preview. Dacă vreți mai multe preview-uri, faceți așa și veți vedea preview din diferite momente ale fișierului video. Acum, ce trebuie să facem noi? Nu e prea mult, nu e prea complicat, decât trebuie să mergem la video, atâta tot. Și aici la video să selectăm în loc de codec H264, să selectăm X265 sau H265, da? Și asta e tot, nu mai umblați la nimic, pentru că dacă umblați, se afectează calitatea, nu va mai fi aceeași sau veți avea chestii în plus în video. Dacă facem așa cum v-am arătat eu, nu se modifică absolut nimic, totul rămâne identic și nu veți observa nicio pierdere de calitate. Acum fișierul ăsta video, după cum vedeți, are 18 MB. Hai să-l transcodăm să vedem cu cât rămânem, da? Apăsăm aici pe Start Encode. Bineînțeles, alegem calea unde să se salveze fișierul. Haideți să alegem și noi pe desktop, da? O să alegem să salveze aici pe desktop. Salvare. Acum calea este desktopul și apăsăm butonul Start Encode. Dacă aveți mai multe fișiere băgate, o să le vedeți aici pe fiecare, da? la title. Acum avem decât un singur titlu, dar o să le vedeți aici pe toate. Dacă fișierele sunt identice, se vor transcoda fără probleme unul după altul. Apăsăm pe Start în și apăsăm, bineînțeles, așteptăm să se facă transcodarea. Transcodarea asta durează în funcție de puterea de procesare a PC-ului vostru, cât de puternică procesorul, cât de mult RAM aveți și cât de ocupat este, poate faceți altceva și în timp ăsta pe fundal se consumă resurse. După cum vedeți, a fost gata destul de repede. Trebuie să dispară de aici acest, această bară de progres și este gata. După cum vedeți fișierul gata, fișierul original are 18 MB, iar fișierul transcodat are 5,97, Hai să zicem 6, da? Deci din 18 l-am făcut de 6 și calitatea uh, nu a dispărut deloc, deci avem calitate foarte bună. Ca să vedem uh, calitatea, haideți că o să le rulăm imediat pe amândouă manager de activități, o să pornim managerul ăsta de activități, da, la performanță și o să vedem aici la procesor cât se consumă, da? În momentul ăsta 24%, 19%, 18% pentru că folosesc programul ăsta de captură de ecran. Haideți să pornim fișierul V, cu ocazia asta o să vedem și calitatea, da? Pornim fișierul vechi, acesta rulează, și dacă ne uităm aici, se consumă în momentul ăsta chiar și cu captură, chiar și cu tot în jur de 28%, 30%, 40%, da? În funcție de ce se întâmplă în video. Haideți să mai dăm o dată play. Fișierul este scurt. Deci, între 30 și 40 de mega, după cum vedeți. Acum, de mega, pardon, de la 100 din procesor, da? Acum, haideți să rulăm fișierul ăsta, transcodat. După cum vedeți, sare mai mult, de sare peste 40 cu 10-20% în plus e posibil. Calitatea nu este aceeași, dar uh, dimensiunea fișierului este mult mai mică. Din punctul meu de vedere merită, pentru că în momentul în care vizionați fișierele video nu prea mai faceți altceva și nu prea vă interesează de cât de încărcat e procesul. Eu am observat uh, o încărcare, deci în mod normal că nu folosesc softul de captură, pe procesorul meu la fișierul original în jur de 15-20% și la asta în jur de 40%, adică dublu putere de procesare, dar trebuie să ținem cont că procesorul meu este și ceva mai vechi și nu are suport nativ pentru decodare H265. Dacă aveam și o placă video care suporta așa ceva, poate era și mai simplu. Deci Așa se face treaba, așa se uh, reduce foarte mult dimensiunea fișierilor. Încă o dată, fișierul original avea 18 MB, ăsta transcodat are 6 MB, deci mult, mult mai puțin. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!